venit la Edo Twins, un nou vlog azi. Azi, acum, adică nu azi, au fost ultimele zile în Timișoara. Ne-am tuns, cum vedeți, dar acum a crescut puțin. Ne-am tuns în Timișoara, am mers la strand, am mers la un film de 4X. 4DX. DX. Foarte frumos, foarte frumos a fost. Și după aia am stat la o pizza, whatever, am venit înapoi la o cabană aproape de Brașov. În Gherdială. Lângă deci Făgăraș. Lângă Făgăraș, undeva lângă Făgăraș, la Gherdeală am fost pentru două zile pline. A fost distracție faină, mâncare, băutură și o să vedeți și în următorul vlog asta. Deci dacă vreți să vedeți un vlog frumos, swipe. L-am lăsat pe Vali la tunți, că el a vrut să tundă să-mi la mall, iar în Iulius. Azi o să mergem la strand mai târziu, pe la ora 5-6, e prea cald. Câte grade sunt? 37 sau 38 grade, azi este o zi cea mai caldă, una dintre cele mai calde în Timișoara. Stai să leagă pe Vali, este aici la barbershop. Acolo-i Vali, Gentleman's Room Barbershop, și se face frumos. Eu cu Bianca o să mergem la, să luăm o apă când e sete, la food court. Ne-am tuns. Au făcut, cred că un lucru foarte... O treabă minunată, stai. De ce atunci ne-am fost așa de scurt, vezi? Vezi? Că noi ne facem unul pe altul, dar noi nu știm cum să facem profilul dar, de la... Uite, da. Da, e chiar, adică știu să fac fade, de fade așa. Fade-ul ăsta. Frumos, știi? Fantastic, mulțumim mult băieți dacă vă uitați aici la vlog. Deci la Breathless, a fost la Breathless, a fost foarte, la foarte, foarte, foarte frumos. Gentleman's Room. Gentleman's Room. Aici, în, lângă Julius Mall sau la Julius Mall. Da. Acum masca iară. Masca înapoi. Am ajuns în Julius Mall iară la o cafenea aici. Dacă sunteți în Timișoara o să știți cafeneaua asta. Da, e... Și ce la Paris? Mi-am luat un ice coffee fără înghețată, că abia și o variantă cu înghețată, dar fără înghețată. Nu. Toată lumea cum trebuie, cred că bem așa de mult, dar suntem în vacanță, știi, aici, normal că dacă ieși la o terasă și apa e la aceeași scump cât o bere, mai bine iei o bere decât să iei o apă, nu? La noi apa e gratis, și eu iau apa aici, mai bine iei bere decât să iei apă dacă ți-e același preț. Categoric. Da, nu, da, cum a spus Vali, am luat un ice coffee, cum avem și noi în Canada, numai că e mai... Îmi place că nu-i foarte dulce. Delicios. Nu-i foarte dulce. E bun. Așteptăm autobuzul. Diseară poate o să mergem la un film. În 4D. În 4D, că la, am auzit că la voi este, la noi nu prea este, știi? Noi n-avem deci, 4D, dar te mișcă așa cu scaunul, așa m-au auzit. Să strupeșem și cu apă. Fain. Acum am venit să mâncăm o supică la... La bunii. La bunica, bunica lui Bianca. Bianca. Și întrebă un pic așa o supă după aseară. Da, aseară am fost afară, am chefuit un pic și acum o să mâncăm ceva. Uite, aici am ajuns la Shopping City în Timișoara. Plecăm la un film în 4D. Deci e ceva frumos. În 4D. În 4D. Oh, e un complex foarte mare aici. Foarte frumos. Am auzit că la 4D te zguduie un pic așa când te uiți la film. O senzație care n-am mai întâlnit-o în Canada. Deci, să vedem cum este. O să vă spun. Aici vă arăt un pic cum arată mall-ul din Shopping City Timișoara. Este iară un complex foarte mare cu două etaje și este foarte frumos, cum vedeți. Aici am ajuns la cinema. Cum arată? Foarte frumos. Foarte frumos. Aici este IMAX 4DX. Plecam la un film. Ce frumos este aici interior. Aici are o cafe. Aici Bianca o să-și ia o apă. Foarte frumos. Plecam la filmul ăsta, așa. Eliberează-l pe Guy. Așa, Free Guy. La ăsta mergem. Deci o să vă spun cum este după ce ieșim. Sunt bucuros. Să vedem. Filmul Eliberează-l pe Guy a fost un film foarte bun și ideea și concepția filmului chiar a făcut o treabă minunată și îți dai seama, în 4DX când te zguduie și trage la un pumn, trage și ție un pumn în spate, a fost o experiență nouă pentru mine, pentru noi, și de-aia mi-a plăcut foarte mult, adică a trebuit la început să mă obișnuiesc că mă zguduie și mă duce așa din față în față, dar și filmul într-adevăr a fost ceva frumos. Dacă nu l-ați văzut pe Eliberează-l pe Guy, merită văzut. Deci, best movie. Este o zi mai caldă de strand.
Am ajuns aici la Heaven, în Timișoara. Este ultima noastră zi aici în Timișoara. Ne-am simțit foarte, foarte bine. Și acum mergem la strand să ne distrăm, să facem un pic de plajă. Așa e. Da. Haideți. Haide, uite ce. Chiar e foarte frumos aici. Ia de copii mici. Da. Bianca, treci pe leagăn. Da, hai. Fine. Acolo e piscina, m-au zis că aici are și un pool bar, un bar în piscină. De-aia am venit. Eu ți-ți arăt pătrățelele în apă, bine? Alex, pătrățele de găsime. Suntem aici în România de 16 zile, nu știu. Acum nu mai am pătrățele, ce să facem? Asta e viața. Ai, faină. Nu știu, e frumos. Heineken pe sus, acolo să facă... Heineken e Heineken. Fine. Am ajuns aici, la piscină, e foarte frumos. Nu, la secțiunea de adulți. Plus 16 ani. Plus. Alex are 15, nu poate să intre cu noi. Asta e viața. Că v-am arătat acum de copii, dar o să vă arăt acum de adulți cu pool bar în pool. Cu pool bar în pool? Da. Eu filmez aici, eu vă să arăt ce e aici, e frumos. E aici, foarte frumos. Ne distrăm. Păi, ce ați Vali? Că barul ăsta din piscina nu merge. A? Dar... Nu merge? Adică nu că nu merge, nu e nimeni acolo. Poate mai e acolo. Unul acolo. Ok. Acum eu cu Vali m-am schimbat. Adică în costum de baie. Bum. Și vreau să plecăm în apă. Poate luăm ceva de băut, că are aici un pool bar, cum am spus. Și o să ne distrăm. Poate facem un TikTok. Așa, Vali? Bună, bună! Ne distrăm! Haideți cu noi! Aici vă arăt un video despre piscina de la Heaven în Timișoara. A fost foarte mare și avea și un poduleț. O să vedeți acum podul ăsta, puteți să mergi sub el și chiar ne-am distrat. Acum am venit din apă. Apa se știu că a fost foarte răcoritoare, cum se spune. Mi-a plăcut foarte mult. Am înotat, am făcut un workout, cum se spune. Și o să comandăm poate ceva de mâncat aici, pentru că ne poftă după notat, normal. A venit mâncarea, ne-a fost un pic foame. Uite, aici avem cartofi cu niște pui crispy. Aici avem, uite aici, niște bunătăți, ketchup și usturoi. Cele mai bune. Acolo avem pizza. Încă un crispy și cartofi și aici vine, asta e o pizza, nu știu care e asta. Și avem cola. Cea mai bună, cola. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mersi. Și asta... Oh, cu măzdenile alea mari, nu te ai lăsat. Super. Poftă bună. Mulțumim. Mergem acasă când dorm mai tăi. Alex, puneți niște usturoi. Usturoi? Da. Așa, așa usturoi din ăsta e cel mai bun. Da. Cum usturoiul, bine? Da. Gustă-l. Are bun. E foarte bun. E bun, așa e? Bun, bun, bun. Dar și pizza asta arată foarte bună. Poftă bună, Bianca. Mersi. Nu mai plecăm de aici. Da, nu mai plecăm. Noi mergem There we go. Nu vreau să mă duc acum, să mă duc că suntem în bar. E bună, uite, bună. Multă brânză. Și îmi place că e foarte subțire pizza din România. Da. Totdeauna foarte bună. La noi în Canada e foarte groasă, știi? Totdeauna este. Aici eu cu Vali, în autocar, când plecam din Timișoara spre cabana aproape de Brașov. Și noaptea trecută am stat până la 5 dimineața, deci eram acum un pic deviat, dar asta este. Ne-am oprit aici. Nu știu unde e aici. E aproape de Sibiu. E aproape de Sibiu. Am venit cu camionul, nu ca camionul. Am venit cu... Microbuzul. Microbuzul. Deci, să știi că am dormit doar o oră azi. Am plecat de la Timișoara, de la 6:30. Papa Timișoara, ai fost bună cu noi, ne-am zis fantastic. Ne-am distrat foarte mult în Timișoara, a fost un oraș foarte superb. Și aici, uite, ne-am oprit la păi, foarte frumos. Peisaj fantastic, un peisaj frumos. Și aici, cred că este un restaurant. Uite, nu știu, dar e foarte frumos aici. Ne-am oprit aici? Au oprit cam 30 de minute să facă, știi, pauză. Că suntem pe drum de ceva timp. Dar, mamă, Vali, aici facem o poză. Aici facem o poză. Facem poză. Muntele în spate, frumos. Nu știu exact localitatea, dar este ceva care nu prea vedem noi în Canada, unde locuim noi. Dacă mergi în vestul țării, o să vedeți. Păi da, dacă mergi în British Columbia, da, dar în Ontario nu prea. Da. Plecăm acum la o cabană. Avem rezervat acolo o cabană. O să fie foarte frumos și vă luăm cu voi. Vă luăm cu noi.
Cu cine, Alex? Vă luăm cu noi la o aventură frumoasă aici în România. La munte. La munte. Cum spune Măriuca, la munte. Ce pasă. Băi, Alex, și... le facem. Am dormit două ore. Deja simt că sunt obosit. Am dormit două ore pentru că na, am fost azi noapte. Unde ai fost, Alex? Păi am fost la șură în Timișoara, unde a fost muzică. La un club, da. Cu prietenii, adică cu familia lui Bianca, care ne-a primit foarte frumos și ne-a bucurat foarte mult că i-am cunoscut. Și mai venim în Timișoara. Mai venim, anul viitor, am sigur. Am cântit în toată țara. Da, păi, normal, Alex. This is actually a fair deal. I love it. I love the vibe. Am venit aici și ne-am comandat o ciorbă de burtă. Deci, acum doar asta îmi trebuie. Cu burtă de vită, supă de oase, cu gujar și smântână. Abia aștept să mănâncă. Ziceam că nu o să avem timp, știi? Dar și mai multe persoane de pe bază au luat și mâncare și o să mâncăm cu toții. Ne bucurăm. Și eu mă bucur. Pentru că îți trebuie asta după o seară că n-ai dormit. Normal. Uite, dar uite ce, mâncăm cu un peisaj. Mamă. Este... un peisaj. Nu, chiar, dar e foarte frumos. Ca în România, nu-i nicăieri. Nobody, no. A venit ciorbica de burtă și arată foarte bine cu un ardei iute. Cu ardei iute. Și cu aici smântănică cu totul. Dar chiar ne-a fost poftă, știi? N-am mâncat de azi noapte la 12. Și am avut o ciorbă, adică să meargă direct în sânge. Ciorba asta direct în sânge merge. Uite. Uai. Asta super. Noi iubim ciorba de burtă. E ciorba noastră preferată din România. E de suflet. Hai să mâncăm, hai să ne bucăm de ea. Ciao. Poftă bună. Mulțumim că v-ați stat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță, Twins. Pe TikTok, pe Instagram și pe YouTube. Vrem să facem 100.000, deci haideți cu abonare și clopoțelul. Și veniți pe Insta la iară Ido Twins, pentru că acolo facem foarte multe chestii. Ido Twins. Da, deci sper că v-a plăcut vlogul ăsta. Scrieți în comentarii ce mai facem. Și vrem să ajungem la 100.000 de abonați. Deci deja am zis asta. Ok, scuze. Ok. Oricum. Ok, deci cum spunem noi de obicei, Vali. Păi Alex, Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi Vali și toată lumea. Deja a fost Ido Twins in. De ce stai pe dește? Vă spun mai înalt. Atunci oameni buni. Ido Twins out! Am revenit pentru o clipă. Vreau să-mi cer scuze că videoclipul ăsta este doar cam 13 minute. Noi de obicei facem vloguri de 20 sau 17, 18 minute. Dar următorul vlog cu cabana va fi mai lung. Dar nu am vrut să le combin amândouă, știi, am spus să facem diferit. Deci, da, sper să nu vă spucați pe mine. Și acum, Ido Twins out! Unde-i Vali? S-a dus Vali. Pa!